Bun găsit, Berta, bună ziua tuturor! Ne așteptăm în continuare la vreme destul de caldă, chiar mai caldă decât ar fi normal în această perioadă, însă meteorologii au emis în această dimineață o avertizare cod galben de ploi abundente, ce va intra însă în vigoare diseară la ora 18 și ține până mâine seară la ora 22, valabilă pentru zona Banatului, pentru zona montană a Olteniei, Carpații Occidentali, local în Maramureș și nordul Carpaților Orientali, acolo unde va ploua foarte mult, aceste ploi vor duce la acumulări de apă de până la 25-30 de litri pe metru pătrat și izolat se pot depăși chiar 50 de litri pe metru pătrat. Aceste ploi este posibil să fie însoțite de tunete, fulgere și intensificări ale vântului. De asemenea, area precipitațiilor începând de mâine seară se va muta și local în centrul țării, apoi prin sudul și sud-estul teritoriului. Însă, cum spuneam, rămâne destul de cald. Valorile maxime de astăzi și din zilele următoare vor urca până la 28, chiar 29 de grade, așadar vreme de vară, am putea spune, cel puțin în regiunile sudice, acolo unde se vor atinge aceste maxime, iar valorile termice vor porni de undeva de la 16-17 grade. Așadar, încheiem luna septembrie cu vreme caldă. Vă spuneam că vor fi ploi pe arii extinse, iar meteorologii spun că la munte, la altitudini mari, viteza vântului la rafală poate depăși 60-70 de km pe oră. 24 de grade maxima de la Iași și Bacău, 21 de grade Cluj-Napoca și Sibiu, 20 la Oradea și o maximă de 29 de grade în capitală. Cerul va fi unul acoperit, însă nu ne așteptăm la ploi. De la noapte, în schimb, meteorologii prognozează averse și pentru zona capitalei, însoțite și de tunete și fulgere, ce se vor întinde și mâine. Cel puțin așa arată prognoza acum, o maximă de 27 de grade mâine, miercuri aceeași temperatură, diferența este că va fi o zi însorită. La munte ceva mai plăcut din punct de vedere termic față de zilele trecute, iată pe Valea Prahovei maxime de 15-16 grade, în Ceahlău doar 9 grade, mare atenție însă că la munte vântul va avea intensificări. Și pentru ziua de mâine sunt prognozate ploi cam în majoritatea regiunilor și din nou este posibil să se acumuleze cantități destul de însemnate de apă, iar vântul să aibă intensificări asociate acestor fenomene de instabilitate atmosferică. Însă valorile termice rămân destul de ridicate, cel puțin iată prin sudul țării, 26 de grade maxima de la Constanța, 24 de grade Bacău și Iași, 18 grade Arad și Oradea și 19 grade maxima de la Cluj-Napoca.